Frumusețea, bineînțeles că este acolo. Frumusețea, dacă o raportăm la acest hiatus nefericit care a fost reprezentat de această pandemie, frumusețea a constat în primul rând din apropierea de cei dragi. Această perioadă de așa zisă, hai să-i spunem, izolare, mie mi-a făcut foarte bine. Din punct de vedere personal, a fost un foarte mare pas înainte. Din punct de vedere profesional, intelectual, pot să spun că a adus și avantaje. Cel mai mare dezavantaj, bineînțeles, că a fost absența unui reper. Îmi lipsea de ce-ul, sau mai degrabă pentru ce-ul. Asta îmi lipsea. Adică știam ce trebuie să fac, pentru ce m-am pregătit atâția ani, știam sau aveam măcar o idee destul de vagă despre cum ar trebui să fac lucrul ăsta și încercam să mă perfecționez prin studiu continuu. Cea mai mare problemă rămânea acel pentru ce, a treia întrebare și cea mai grea, pentru ce faci un anumit lucru, pentru ce studiezi, pentru ce. Frumusețe, am descoperit-o în multe lucruri, pentru că depinde în care sunt resursele de alimentare cu frumusețe din viața fiecăruia. Pentru mine, lecturile, dialogul cu partiturii, a sta plecat asupra unei partituri cu un creion în mână, pentru mine asta e o plăcere, nu e o corvoadă. Așa că faptul că am avut timp să studiez, de exemplu, intrarea sinfoniilor de Beethoven, ceea ce n-aș fi avut probabil niciodată sau cine știe când, să stau să studiez pagină cu pagină, notă cu notă, toate sinfoniile de Ludwig van Beethoven, an Beethoven, vă reamintesc, și am putut să o iau de la prima sinfonie până la ultima, până la a noua.